Vă salut, prieteni! Cum să ne atingem obiectivele? Ce înseamnă adevăratul succes și cum se poate obține? Există fericirea și cum o găsim? În acest video am adunat sfaturi de la experți de top pentru a vă ajuta să găsiți răspunsuri la toate aceste întrebări. Și cel mai important sfat l-am păstrat pentru final. Așadar, nu-l ratați! Numărul 1. Stabilirea corectă a priorităților. Trebuie să vă stabiliți corect prioritățile pentru a atinge obiective specifice, spune profesorul de psihologie Ray Dalio. Viața este variată și generoasă, dar nu trebuie să pretinzi prea mult de la ea. El spune că, uneori, este mai bine să renunți la ceva mai puțin important și să investești timp și energie în atingerea unui obiectiv mai înalt. Dacă ar fi să urmezi crezul lui Ray Dalio, nu trebuie să renunți niciodată la visurile tale. Trebuie să cauți orice oportunitate pentru a le atinge și să nu renunți. Și atunci noi orizonturi și oportunități se vor deschide în calea ta. Înțelegerea modului de abordare a eșecului este la fel de esențial ca și evoluția. Viața ne aduce deseori surprize neplăcute și ne poate întrerupe planurile. În vremuri dificile, obiectivul poate fi acela de a păstra ceea ce aveți, minimizând pierderile. Provocarea, potrivit lui Ray Dalio, este să faci de fiecare dată cea mai bună alegere posibilă, știind întotdeauna că în viitor vei avea parte de recompense. Numărul 2. Importanța unei viziuni corecte. Ar trebui să vedeți dificultățile ca pe o șansă de a vă îmbunătăți și de a corecta lucrurile. Este important să înveți să accepți problemele și să vorbești deschis despre ele. Multora însă nu le place să facă acest lucru, fiindcă astfel slăbiciunile și vulnerabilitățile lor vor deveni evidente. Dar credeți-mă, oamenii de succes cunosc mai bine decât oricine importanța acestui lucru. Să înveți să-ți recunoști slăbiciunile nu înseamnă să te dai bătut, ci dimpotrivă, acesta este primul pas spre depășirea lor. Inconveniențele sunt o oportunitate de creștere personală, caracterul devine mai puternic și acest lucru este deja o victorie. Ray Dalio consideră că este nevoie de acuratețe în determinarea dificultăților, deoarece acestea pot fi rezolvate în mod diferit. Nu aveți abilitățile necesare? În acest caz, ar fi utilă o formare suplimentară. Iar dacă problema se datorează unei slăbiciuni de caracter, merită să ne gândim cum să ne schimbăm și, în cele din urmă, să o și facem. Numărul 3. Dezvoltarea personală. Marele om de știință Albert Einstein spunea: încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes. Oamenii ar trebui să înțeleagă că, printre atitudinile greșite, dorința deșartă de a avea o viață de succes se situează adesea pe primul loc. Doar că este puțin probabil ca o astfel de năzuință să facă o persoană fericită. Doar această simplă dorință nu este suficientă, pentru că valoarea este determinată de ceea ce poți face pentru alții. Să oferi valoare celor din jur nu înseamnă doar să ai succes, ci și să dobândești ceva mai important, bucurie interioară și inspirație. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să vă identificați talentele și să le dezvoltați rapid. Gândiți-vă la beneficiile specifice pe care acestea le pot aduce oamenilor și începeți să le aplicați. Numărul 4. Perseverența. Un sfat foarte potrivit este dat de Grant Cardone, un om de afaceri din Statele Unite ale Americii. Este unul dintre cei mai bogați și mai influenți americani, conform revistei Forbes. Grant spune: la 21 de ani am absolvit facultatea fără bani și cu datorii. La 30 de ani eram deja milionar. Perseverența generează acea foame care te împinge mereu înainte pentru a atinge un anumit obiectiv. Nu subestimați importanța timpului, a energiei și a efortului necesar pentru a ajunge acolo. Știați că mulți oameni în mod inconștient subestimează adevăratul impact al perseverenței, iar apoi sunt incredibil de încântați de rezultatele obținute. Cu siguranță, dacă mergi spre un obiectiv măreț, trebuie să depui mult mai mult efort. Însă dacă te ții de direcția pe care ai ales-o, poți fi sigur că merită, spune omul de afaceri. Trebuie să aveți răbdare și să nu disperați. Dacă drumul este îngreunat de probleme și dezamăgiri, perseverența este întotdeauna calea spre succes, subliniază omul de afaceri. Numărul 5. Gestionarea corectă a banilor. O să vă dezvălui încă una dintre regulile lui Grant Cardone.
omul de afaceri american care s-a îndreptat spre obiectivele sale, lucrând mult asupra motivației și dezvoltării sale, trăiește în continuare după o anumită regulă financiară. Ce înseamnă acest lucru, vă veți întreba? Ei bine, această regulă este necesară pentru a obține independența și stabilitatea financiară. Vă ajută să vă gestionați corect bugetul și să vă economisiți banii cu chibzuință. Grant Cardone recomandă cu tărie: 50% din venituri ar trebui să fie cheltuite pentru necesitățile vieții, cum ar fi casă, utilități, alimente sau haine. 30% trebuie să fie alocate nevoilor personale, hobby-urilor, divertismentului și achizițiilor dorite. Restul de 20% trebuie să fie destinate economiilor lunare. Omul de afaceri ne spune: puneți-vă economiile într-un cont bancar și nu vă atingeți de ele nici măcar pentru urgențe. Astfel, vă veți putea planifica bugetul în mod corespunzător, astfel încât să vă puteți îndrepta spre obiectivele propuse. Numărul 6. Depășirea obstacolelor. Legendarul basketbalist Michael Jordan își împărtășește și el experiența personală. Starul basketului american crede că în calea realizării visurilor și a fericirii nu pot exista obstacole. Sau mai bine zis, ele sunt, dar trebuie să înveți să le depășești dacă vrei să atingi succesul. Am ratat de foarte multe ori de-a lungul carierei mele. Am pierdut sute de meciuri. În 26 dintre ele eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă și am ratat. Știu să pierd, știu să mă autodepășesc, să evoluez în fiecare zi. Și din acest motiv sunt un campion, spune Michael. Obstacolele sunt temporare. Da, o persoană va zăbovi, cealaltă le va depăși cu ușurință. Totul depinde de tăria de spirit și de caracter. În drumul tău spre succes, în mod sigur vei întâmpina dificultăți, dar acestea nu trebuie să te oprească sau să te țină departe de visurile tale. Când te confrunți cu un zid, nu trebuie să te retragi, ci mai bine este să găsești soluția potrivită pentru a depăși acea barieră și doar atunci vei cunoaște adevăratul succes. Numărul 7. Oferă calitate. De-a lungul vieții sale, Steve Jobs a oferit multe sfaturi practice despre cum să-ți îndeplinești visurile. Fondatorul Apple insista: fiți un etalon al calității. Ce înseamnă acest lucru, vă veți gândi? Este foarte simplu. Pe drumul spre realizarea visului tău, trebuie să te depășești în mod constant și să te străduiești să atingi perfecțiunea. Miliardarul considera că depășirea slăbiciunilor este cel mai important lucru. El recomanda folosirea în practică a talentelor, capacităților, cunoștințelor și abilităților, tuturor celor mai bune calități și îmbunătățirea constantă a acestora. Încercați să vă ridicați la cele mai înalte standarde de calitate. Acordați atenție celor mai mici detalii, care pot îmbunătăți semnificativ lucrurile. Aveți o idee inovatoare pentru o afacere? Curaj, puneți-o în practică! În viitor, când obiectivul va fi atins, veți fi uimiți de cât de bine vă veți simți să fiți un bun exemplu pentru alții. Așa cum a fost în cazul meu, a spus Steve. Numărul 8. Stabilirea unui plan. Un sfat util ne este oferit de psihologul și speakerul motivațional Brian Tracy. Acesta este autorul a peste 80 de cărți de dezvoltare personală, motivație și stabilirea obiectivelor. Brian Tracy declară cu încredere că realizarea unui plan de dezvoltare personală este o necesitate. Este indicat să vă notați orice obiectiv specific care vă apare în minte, orice dorință. Un plan este o listă detaliată de acțiuni, un drum, o busolă cu ajutorul căreia este ușor să începi călătoria și să rămâi pe drumul cel bun. Cu alte cuvinte, este baza planificării și a eficienței personale. La sfatul psihologului american, puteți atașa planului vostru o imagine motivațională. Aceasta vă va stimula și vă va pune mintea la treabă. Alegeți imaginile potrivite și priviți-le în fiecare zi dimineața. Apoi recitiți-vă planul și treceți la treabă. Acesta este principiul călăuzitor al lui Brian Tracy. Și în sfârșit, numărul 9. Fii fericit. Filozofia mea este simplă la acest capitol și ușor de înțeles pentru oricine, indiferent de vârstă și statut social. După părerea mea, tot ceea ce caută cu adevărat o persoană în viață este obținerea dragostei și a fericirii interioare. Dar din cauza mentalității care ne-a fost insuflată în copilărie, credem că putem găsi această fericire interioară doar prin realizări exterioare, adică prin obținerea succesului. Dar tocmai această gândire este cea care ne privează de fericire.
Foarte mulți oameni din ziua de azi cred în mod eronat că pot deveni fericiți doar dacă ating anumite obiective sau își cumpăr anumite lucruri. Însă, după ce obțin tot ceea ce își doresc, trăiesc acea euforie de moment și apoi rămân cu un gol imens în interior, iar pentru a umple iarăși acel gol, caută noi înălțimi. Și acest lucru, din păcate, se întâmplă toată viața. Pe când calea spre fericire este mult mai simplă. Fericirea poate fi obținută doar făcând o alegere simplă în interiorul tău, și anume cea de a fi fericit. Așa pur și simplu, decide să fii fericit, indiferent de situație, aici și acum. Cum să facem asta? Este o întrebare corectă. Și acest lucru este la fel de simplu. Trebuie să înveți să-ți controlezi gândurile, adică să lași deoparte toată negativitatea, toate gândurile rele, ideile și imaginele din capul tău și să accepți numai gândurile pozitive și bune. Acesta este un pas foarte important pe calea spre adevărata fericire și spre autocunoaștere spirituală. Pe curând!